Da, 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 sunteți bine. Pe canal, haideți că vă aștept cu cafeaua. Adunați-vă. Da, m-am întors din excursie. Sunt în Cluj-Napoca și vă aștept cu o cafea bună, cu o cafea corespunzătoare. Să luăm o guriță până vă mai adunați. Voi ce puneți în cafeluța de dimineață? Ce puneți? O ceașcă trebuie să avem, nu? Punem cafeaua, zahăr de care? Nu rafinat, așa-i? Eu mai folosesc zahăr de cocos. Puneți și brun, brut? Bun, și ăla, frișcă. Deja e altceva. 3 picături de rom. Bine vă merge. Puneți orice vă face bine în cafea. Nu aveți grijă să nu puneți din greșeală niște picături de novicioc. Mă, ar părea o substanță interesantă. Vine de acolo, din Rusia, novicioc. Așa beau și bunicii noștri ca să facă față Ircuțului și beau cafea cu novicioc. A băut săracul ăsta, Navalnyi, opozantul lui Putin, cafea cu neurotoxină. Rușii susțin suscitare că a băut cafea cu vodcă. Vedeți, asta e diferența între Rusia și Occident. Ce în Rusia e alcool, în Occident e toxină, neurotoxină. Grijă mare ce puneți sau ce vi se pune în cafea, că după aia o luăm razna și delirăm și mergem cu viteză. Cu mare viteză m-am întors acasă. Aș fi venit și mai repede, dar n-avem drumuri. Adică avem câteva, dar nu prea sunt circulabile. Aglomerație mare, trebuie să fii atent la coloane, atent la depășiri, multe curbe. Pe unele locuri asfaltul este așa cum este, dar dacă ești ministru Bode și ai șofer bun, nu te interesează. Ministrul transporturilor, domnul Bode, de câteva zile, nu? A făcut și un accident pe tema asta. Se grăbea și șoferul său a depășit pe linie continuă, a depășit în curbă, a depășit coloane, până a făcut poc, poc. Vedeți absurdul situației, parcă suntem într-o piesă de Eugen Ionescu, nu în rinocerii, ci în bizonii, bizonii din trafic. Ministrul transporturilor, da, ăla care se ocupă cu infrastructura, șoferul său face accident pentru că nu avem drumuri. Eugen Ionescu toată ziua, fie-i țărâna ușoară. Dar unde se grăbea? Unde se grăbea? Că și așa nu fac nimic anul ăsta. Și așa nu fac nimic anul ăsta. Am văzut niște bucăți de autostradă mergând înspre Sovata. Parcă cineva a luat o autostradă mare, frumoasă, și-a rupt-o în bucăți și-a aruncat-o pe meleagurile patriei. Și acum, ca la însămânțări, au făcut cultura de toamnă și așteaptă iarna să germineze, să stea în sol, să hiberneze și primăvara să iasă dita mai rețeaua de autostrăzi. Ministrul transporturilor implicat într-un accident. Bă, nu-i bătaie de joc? E ca și când ministrul educației n-ar fi luat notă de trecere la titularizare. Ca și când ministrul sănătății s-ar fi îmbolnăvit că nu știu ce medicamente să ia. Ministrul transporturilor implicat într-un accident pe șoselele patriei pe care le păstorește. Și acum să vedem care e situațiunea cu șoferul său, ci că are permisul suspendat, dar care e situația, să vedem până la urmă. Ce consecințe? Își dă Bode demisia? Nu-și dă? Nu-și dă, că zice că mai stă să mai facă niște trotuare. Toți ăștia din politică, de fapt, fac trotuarul. Deci graba strică treaba. Degeaba încerci să mergi așa ca o mitralieră, că nici mitralierele nu mai sunt ce au fost. După moțiunea eșuată a domnului Ciolacu, săracul Ciolacu, se vede că n-are experiență. El până la 37 de ani nu a lucrat. Până la 37 de ani nu a lucrat deloc. Acum au zis că se apucă de treabă să recupereze timpul pierdut. O băga moțiunea aia și nu s-au strâns oamenii, nu s-au strâns parlamentarii să aibă quorum să se poată dezbate moțiunea. Întrebarea mea este, indemnizația o luat pe ziua aia și aia care au absentat sau că... Vine, cum e aia, treacă timpul, treacă, meargă, noi cu drag muncim, banii vin, hu-ha! Da, și a zis că au lipsit și 5 din PSD și că îi dă afară. Iar și pe domnul mitralieră l-au dat afară. Dita mai PSD, o dita mai partid, să nu mai ai acum în campanie electorală o armă cu care să mitraliezi pe cei din opoziție. Sunt curios acum la ce partid merge domnul Rădulescu. Pregătit, medic, cu atâtea interpelări, cu așa limbaj buruienos și mai ales cu dorința de a face ceva cu mitraliera. Așa-i, când te crezi mitralieră, ajungi să fii pistol. Pistol, Gina, pistol, cu smiley, nu se lasă, însărcinate, domnilor și doamnelor. Scria presa, titlu de scandal: am descoperit sexul bebeloșului. Nu v-ar fi rușine? Vă băgați și până în viața intrauterină a copilului. Vă dați seama, copilul acestui cuplu celebru, ce hărțuit va fi de paparații. Are acolo vreo 3-4 luni, săracul, e însărcinată în 3-4 luni Gina pistol și paparații deja se bagă acolo să se uite ce sex are copilașul, ce sex vrea el, mă, nenorociților. Și ce o să se facă când o să crească mare? Ce o să vrea el? Nu putem noi să hotărâm așa pe neve, numai că presa se ține de scandaluri. Crede că își vinde mai bine subiectele. Uitați-vă că acum, după ce ori epuizat cuplu Vulpița și Vulpoiu, caută alte subiecte de scandal. Aici în Cluj-Napoca, oricât ar fi scandalul de mare, mai bem o cafea, o pălincă și nu contează. Durerea mare e alta. Gabi Tamaș, care a venit la U Cluj, a venit ca un jucător de perspectivă. Din primul meci s-a și rupt. Dar nu de băutură. Nu de băutură, de data asta la fotbal. Fractură de menisc, lipsește tătanul. Vă dați seama, vine un fotbalist, îi dai niște bani, construiește în jurul lui o echipă și el joacă o repriză din tur. Acum să vedem ce va face, unde va face recuperarea domnul Tamaș. Zice că ar merge la Zalău să culeagă niște prune, că tot îi place materialul care iese de acolo. Să găsește de lucru, să mai avem o guriță de cafea, mai aveți, fără novicioc, da? Poate ne mai imunizează și asta, poate ne mai... Ați văzut, o grămadă de vipuri iar afectate de pandemia asta nenorocită din lumea fotbalului. Neymar. Nu-i rușine la Neymar să se dea lovit acum că e beteac după ce nu juca nimic în finală? Sorin Cârțu și el e la infecțioase. Mi-aduc aminte când era antrenor la CFR de-o spart, știți, microbiștii și nu numai, de-o spart cu banca din plexiglas. Păi nu-i dă el un șut la microb și dispare. Berlusconi la 82 de ani, ăsta care era infailibil, inatacabil. Și noi avem Adelina Pestrițu. Adelina Pestrițu cum și-a dat seama? Mânca ciocolată și nu mai avea niciun gust. Păi normal că după ce mânci o jumătate de ciocolată nu mai simți niciun gust de ciocolată. Și Irina Loghin, care nu se lasă. Irina Loghin de o vârstă cu Berlusconi. Irina Loghin a zis că are gust, are poftă de mâncare. Numai atâta, că mai trebuie să stea un pic în izolare. Să sperăm că o să treacă cu bine, că o să înceapă și școlile, să meargă elevii în clase, să înceapă așa cum trebuie, că iară mai pierdem un semestru uitându-ne după sateliții lui Musk și după predicțiile lui nu știu care, să meargă și pe ce s-a întâmplat, s-a întâmplat, că mergem cu grijă oricum. Ne protejăm pe noi, ne ferim de ceilalți, nu ne băgăm noi singuri în gura lupului, nu? Acum să fim serioși, că încă săracii părinți nici nu știu, află undeva pe 10 septembrie ce le iau la copii, ghiozdan sau rută. Ba, și școala asta, drumul n-avem, spitale n-avem, alea n-avem, și școala o distrugem, și școala, vai, șamar de capul nostru. Astăzi e ziua internațională a zgârie norilor. Avem și noi niște zgârie brânză, zgârie nori. Noi avem ziua internațională a zgâriatului pe ochi. Zgâriem pe ochi, parcă am fi Zgonea, mai știe cineva de domnul Valeriu Zgonea? Ziceți și voi, pe bune, care a fost în urmă cu câțiva ani dita mai șef de cameră, dita mai lider politic. Deschideai televizorul, tot a doua, treia știre îl avea pe el protagonist, Valeriu Zgonea. Mai știe cineva? Dita mai politician, omul momentului, în urmă cu câțiva ani. Acum să mai aude ceva, nu? Mai ține prima pagină domnul Zgonea? Nu. Vedeți? Și v-am tot spus. Un Demrădulescu, un Amza Pelea, un Iuliu Merca, un Eminescu, tot timpul o să fie în conștiințele noastre, dar politicienii ăștia, muști de o zi pe o lume mică, de se măsură cu cotul, cum zicea poetul, da? Numai că noi le dăm votul. Orbește, ne încredem în ei. Ca ăla săracul din Suceava, care o sărit în fântână să scoată capra, s-o legat de un picior, dar uitat să se lege și de baza fântânii, de buza fântânii. Așa suntem și noi. Când vin alegerile, plonjăm în gol. Nu ne interesează, nu mai punem ștampila. Dar acum un pic de discernământ să avem. Mâine e vineri, începe el weekendul. Vă mulțumesc de urmărire, cu alte subiecte, cu alte povești. Ne vedem și mâine de la aceeași oră. Mulțumesc de urmărire, o zi splendidă. Să sperăm că iese și soarele.